Bă, are de mâncare. Uite cum vreau aici. Bun. Se pune ceară pe pungi. Crestături. Asta e propolisul. Ce? Propolisul pe lateral de asta. Da. Abia m-am gândit. E bun ce e. Propolisul. Asta e copilul lui Ion, nu? Sau lui Cezar? Al lui Daniela. Mă, dar nu chiar așa de cald azi? Nu, că de-aia nu-și nici afară el. Ieri da, ieri a fost cald. Arată 18 grade. Azi 10, 12 maxim. Uite câtă mâncare. Am mâncare, eu nu le scot mâncarea. Nu, păi nu, n-ai de ce să le scoți. Eu nu le iau mâncarea lor. Eu, și așa mi-o dă destulă aia care... Mă, ia ăla meu, mă, ăla. Deja a treia ramă cu mâncare. Asta trebuie iară descăpăcită. Ciao. Cu furculița. Gata treaba. Uite, da, iară, liberă săptămâna asta. Ești liberă? Ce faci, Nadiu? De la disco. Lasă că bine, de la disco e bine. Asta cu furculița tot trebuie scoasă. Descăpăcită. Multă mâncare o strânge. Apa o aici că e pescăria? Nu le trag și asta, eu le las lor. Se mânce. Păi da. Nu, aici asta e... Se mâncă și gura lor. Să nu e încă o oată aici. Asta se le vezi la sfârșit de martie, cu deja au 5-6 rame de cuiet. Da, aici începe deja la 5-a ramă. Mai bine de o palmă de cuiet. Căpăcit. Uite, și alea care au lăsat goale toate spine. De... E o oată, totul arde. Toate. Este puietul căpăcit. Da, și restul e larve. Uite aici, mai în jos. Larve. Vine căldura, cu cât înaintează în timp și vine căldurile. Cum deja... Uite și ești la fel. Uite, hai să-mi dau cu mâna cum să duc singur. Nu e mai aici. Nu, mai e papa. A fost în prima, parcă, nu? Nu, a doua, a treia rămâne. Aici e pe paște. Numai cuibul depinde cum l-au prins frigul, poate să fie și în stânga și în dreapta. Păi ele se lărgește cuibul. Ce frumos fac. Și aici. Și cu astea iasă tot să mulcească, să mulcească, să mulcească până... Așa stinere. Da. Tineret, uite, larve. Uite, aia cred că iasă, sau? Nu, că nu. Nu, nu, când... Iasă invers. Ele le descăpăcesc când începe, le roade căpăcele. Uite, uite, unde ce polen de la... Asta e cu polenul, hă? Uite, și de încă. Asta e de la urzica, urzica asta moarte. Nu, e de la ăla cu rugăinile.
plăi de tratament. Da. A venit altul. Doi numai de nasoare, da. Uh-huh. Asta e cel mai bun. N-am avut treabă cu el. Vrei să mă altele cu polen? Uite, aici e una cu polen? Da, da, vezi polenul, cum deja, uite, cum bagă. Unde? Unde? Uite aici. Uite polen de acum. Două, două zile de căldură ce-a fost. Polen. Da, uite aici polen. Unde? Da, uite, nu-l vezi. Uite aici cum se vede. Galben cu... Hai te ridic așa. Hai te vezi mai bine. Nu sunt pline, sunt la jumate de... Asta e proaspăt de 2021. Da. Polen de 2021. Uite așa, aici, aici, aici e ceva. Așa, uite, e birbișorul. Hmm? E goanga. Vierbele înăuntru. Da, mai iau, n-ai grijă. Uh-huh. Ele sanitarele. Ele nu, zic aia, puietul ăla care e asta. Nu, ăla ce vezi, nu? Pe fund acolo. Sau ce e ăla? Ăla e miere din asta topită. Miere? Cu salivă și da, e prima dată așa o... Nu, o face. Nu mănâncă brut. Uh-huh. Asta tot ce e căpăceală și asta nu mănâncă. Înțelegi? Eu uh-huh. descăpăcesc și atunci... Uite, vezi că ea e uh-huh. cristalizată, de asta da, toamnă. Da, cristalizată. Da. El cu saliva ei de o frământă. Tu trebuie să o ajuți. Și... Uite, e murit una. O transformă în mâncare cu polen și de la puiet. Asta l-a lins. La doamnele. Că le place. Dar ele singuri fac asta, nu? Da. Uite cum e. Uh-huh. Aplele. Mm-hmm.